Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Hitman 3, astăzi cu cea de-a treia misiune, că am jucat primele două, am ajuns cam pe la jumătatea jocului. Haideți să dăm start, să nu stăm mult la vorbă, să vedem ce ne așteaptă. Nu mi-a pornit niciun cutscene din ce văd. Altceva, nu cred că avem ceva, haideți să-mi dăm start. Mă, trebuia să-mi pornesc un cutscene de obicei, dar văd că acum e diferit. Deci, cred că din cauza urmărilor ce s-a întâmplat în episodul trecut, n-am să vă dau spoiler, vă recomand să vă duceți pe canal să vedeți clipul anterior de Hitman dacă nu l-ați văzut, ca să înțelegeți povestea, desigur. Da, uite că nu mai avem cutscene-ul ăla în care ne vorbea Diana. Am zis nu dau spoiler, uitați-vă. Ok, no more Diana. Păi și acum ce facem? Ah, trebuie să o contactăm. Avem telefon? Cum îl scoatem? Nice. Nici nu răspunde. A, bun, acum ar trebui noi să o găsim. Ce frumoasă e stația asta. Îmi place, îmi place. Și ar trebui să o găsim în pădure, gen. Ok. Ce fain se vede aici. Măi, înainte de a intra așa în pâine, nu uitați și voi acolo să apăsați un butonaj de like să vă abonați ca să nu ratați desigur următoarele noastre episoade. Ce avem noi aici? Un bănuț? Putem suna? Sau putem folosi ceva? Nu putem. Mamă, dar oare mai există telefoane de-astea prin oraș? Gen, aveam eu unul în oraș, dar nu cred că l-am mai văzut de mult și bine, gen de ani. Bun. Cred că era ultimul de prin zonă. Pe aici putem intra ceva? Nu prea pare să putem. Avem aici niște mașinuțe. Deci, nu cred că e pustiu locul ăsta. Putem să luăm prin pădure? A, dar n-avem pe unde, că avem stânci. Da, nu știu ce să zic de locul ăsta. Ia că open. Și aici ceva. Ia să vedem ce am găsit. Da. Nu știm germană, nu citim. Chiar dacă am studiat, dacă voi puteți să învățați germană, sunteți next level. Un cânt de cel știu în germană, dar nu o să-l cânt acum. Haideți să vedem aici o mașinuță iarăși, dar asta e pornită. Foarte interesant. Nu știu ce mașină e asta, ce mașină credeți că e? Dar arată interesant. Putem să o deschidem? Portbagaj ceva? Se pare că nu. Hai să o luăm pe aici sau să o luăm pe acolo, dar nu. Nu cred că avem ce face pe acolo. Ia, băi, ce e aici? Mă puneam crouch, așa. Ia de tu cuțitul ăsta. Cineva ți-a cam frânt inima la propriu. Putem lua lanterna? Nu prea putem. Mai are ceva omul ăsta de lutat? Mă scuzați că mă sui pe el. Ok, ce cu locul ăsta? Ia să ce item avem. Avem o cameră, bănuț și cuțit. N-avem niciun pistol. I mean, ce cu tine, Hitman? De obicei tu erai înarmat. Whatever. Avem aici un turn, și avem cutscene. Asta nu-i Diana. Asta e cealaltă tipă cu care lucram. Dar nu mai știu cum o cheamă. Dacă țineți minte, lăsați-mi și pe acolo un comentariu. Corect, corect. Aia zic. Începe acțiunea. Însă totuși a început mai diferit decât celelalte misiuni. Deci și în episodul ăsta o să avem un alt fel de concept al jocului, gen. Avem puțin diferit, avem ceva pe aici? Să eliminăm agenți ICA. Ia de tu cuțitul ăsta. Poți să-i dau un cap? Isaac? Ia că avem ceva jos. Căscuț, avem și pistol. Ia de cuțitul, nu mă pot deghiza în el. Nu prea pot. Mă sper să nu-l vadă nimeni. Ok, deci noi acum avem
Hai, nu mai vorbeți, vreau să vorbesc eu. Bun. Hai că... Da, bla bla bla. Deci, noi acum avem căscuța și auzim cam ce vor să vorbească. Ce-i cu locul ăsta? Toată lumea la rând aici. Vai, e petrecere aici și eu n-am fost invitat. Urât. Ok, deci trebuie să eliminăm niște agenți. Hai să iasă, e tot ce trebuie să facem. Dar nu ne zice câți. Mă sper să nu fie o gârlă. Și mai avem și de localizat un agent de ăsta ICA. Am mai mulți. Măi, nu știu neapărat ce trebuie să facem pe lângă a elimina pe ăștia, dar în fine. Oare pot să intru acolo? Ia ce aici? Da, 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 dăm cărămida asta, o băgăm în buzunar. Da, nu știu pe unde ar trebui să intru. Ia că mai văd ceva acolo, lutăm tot. Și așa n-avem arme, deci... Ai. Altă cărămidă, îmi place. Dar aș vrea să mă... dechizez și eu. Dar văd că nu prea pot, hai dă-mi lopata. Zic că pot să o scund din chiloți. Ah, nu merge. Trist. O fereastră aș vrea să văd dacă găsesc. Clar, prin intrarea principală nu avem cum să intrăm. Avem de-astea de graffiti, nice. Știa să... Ok, bodyguards, nu avem noi treabă cu ei. Deci pe aici nu prea avem cum. Îmi cer pardon, hai să vedem pe unde putem lua. Tot pe aici trebuie să găsim. Le putem porni motocicleta. Dar n-avem cheie franceză. Nu, vezi că e greuț. N-avem voie pe aici. Dar cui pasă genul lol? Da, nu mai văzut. Ușile astea nu se deschid sau? E încuiat pe partea cealaltă. Și la asta trebuie cheie franceză? Cred că da. Da, și pe unde o găsesc pe aia? Ăsta cred că e un civil, n-am ce să-i fac. Ok, poți ia pe aici? Uite, văd acolo puțin. Da, mă, uite că pot. Ok, hai că asta a fost frumos. Muzica la maxim, așa, da. Nu-i bine. Dacă intră Verico... Nu pot să intru pe fereastra asta? Da, pe asta, nu pot. Bro, ce e asta? Oare pot să fac o schemă de aia din berceni? Nu prea pot. Ok. Mai e cineva pe aici? E lume, da. Nu știu dacă arma asta are supresor. I-aș împușca direct la căpățână. Știi, mai bine fac altfel. Ok, mai supărat și ce să fac? O să te împușc. Chiar dacă erai nevinovată. Dar lasă că ești un om rău de fapt. Ai băut lapte direct din cutie. Ok, ne putem deghiza. La maieuț, nice. Hai, mai luăm o cheiță. Suficient. Ar trebui oare să-l rezolvăm și pe ăsta? Că gen, dacă se întoarce puțin o să-i vadă. Dormi! Bun, și pe tine te tragem frumos. Ce se aude, băi? Știți, scârția oasele? Ok, îl lăsăm gol. Așa e frumos. Avem și armă, așa, da, îmi place, îmi place. Și cred că de acum ne putem infiltra. Vreau să mai verific puțin pe aici. Fuse cell, ce căută la tomberon? Putem intra oare? Teoretic avem un card ăla. Nu prea îmi place. Le-a dormit pe acolo, ok.
Nu vine nimeni? De fapt, na, degeaba mă bag eu aici. N-avem crowbar. Așa că mai bine facem puțin parkour, așa. Mergem la WC-ul. Hai că mergem la WC-ul dacă e. Ok. Ce mai avem noi aici? Mă, dar nu am șurubelniță, n-am cheie, n-am absolut nimic. Și unde sunt agenții ăștia pe care trebuie să-i omor? Ok, ok. Să mă recunoaște. Cum o să le rezolve pe nemernic? N-avem poison. Hai, frate, de unde fac rost? Mă gândesc că poate se face setică și bea. Văd că se plimbă puțin, ok. Aș vrea să te îndepărtez puțin de lume, știi cum zic? Văd că mai lucește ceva acolo. Butelia. Dar mă văd ăștia. Da, cred că îmi trebuie cheie și aici, nu? Da. Deja e culmea, frate. Găsiți pe aici? Tigaie. Bag în chiloți? Nu pot să bag în chiloți. Opa, am găsit poison, nice. Avem aici o cheiță. Dar nu putem să le băgăm în pantaloni. Ce, n-ați văzut nimic, boșilor, ce-i asta? Compromised? Tu taci. Sunt vânat. Ok, știi ceva? Eu luați aici glonț în cap. Ăia nu sunt agenți? Sau sunt doar bodyguards agentului? Eram băruț vreo bănuțul de bănuțul. Aia zic. Sunt vânat, dar vă că ăștia nu mă găsesc. I mean, asta e bine. Aaaa, am uitat să-l omor, nu-i bine. Văd globulețul ăla de deasupra. Da, nu știu dacă o să meargă pe acolo. Ia fi atent. Dă-mi... Dar nu prea pot să arunc bănuțul, nu înțeleg de ce. Așa, și dă-mi tu pistolul. Bun, du-te și tu acolo la... Bănuț, nu te duci? Nu-i trebuie bănuțul, bă. Ok. Văd că e un pic angreu cu Mister. Și nu prea știu cum să-l rezolv. Dar nu înțeleg, ăla cu roșu. De ce-i întins pe jos? Gen, what the fuck? Da, nu-i bine, a plecat. Ok, ok. Văd că misiunea asta e un pic mai grea, ce-i drept. Așa că zic că merită un butonaj de like. Și subscribe, desigur. Opa, dar unde am ajuns? Stai puțin, că deja... Deja e altceva. Vreau înapoi să ies. Ok, știi ceva? Nu se vadă nimeni. Bun. Gata. Easy. Nu știu. L-a durut căpuțul și a pocnit. Prea mult paracetam, mă-l bănuiesc. Dacă avem o lunetă era bine și de la distanță îi rezolvam pe toți. Iară n-am crowbar. E cineva aici sau ești doar tu, prietene? Că știi ce se întâmplă dacă ești doar tu, nu? Hop! Bun. Mamă, dar ce mușchi lucrați are Hitman. A, nu-i bine, nu-i bine. Taci din gură, nemernicule. Avem cum să-i punem undeva? Nu mai e nimeni viu, lăsați-i în pace să se odihnească. Am omorât 3 agenți până acum, din câți? Asta e întrebarea. Ok, hai să-l luăm și pe
Nenea ăsta. L-a luat somnicu. Acum stai să vezi că o să mă vadă cineva. Îmi place graffiti-ul, by the way, arată chiar super tare. Așa speriați toți. Mai avem noi o țintă. De desubt? Da, uite de desubt. Dar nu știu cum o să-l eliminăm, că am văzut că înăuntru e petrecere mare și full. Dacă aș putea să fac un accident, să par accident, de fapt, ar fi genial. Bun. Acum, teoretic, ar trebui să putem intra peste tot. Putem deschide, că văd aici, pare ca o ușă. Da, aș vrea să găsesc eu o ușă. Sau putem intra pe aici. Nice. Bun. Cred că trebuie să mai cobor o dată. Așa searching și nu-mi place. Să nu zici că nu pot să cobor de aici. Ah, dar nu-mi place așa. Am nevoie de... Cum se cheamă? Un crowbar. Și de unde îl găsesc, gen? Ah. Era o oportunitate bună să creăm un accident de ăsta. Și părea că n-am făcut noi nimic. Da, în fine. Ne mai uităm pe aici, poate găsim ceva. Avem un tomberon. Avem pe nenica asta. Dar știm cu toții că e băiat rău. Așa. Mulțumesc. El face nani acum. Nice. Vreau să văd pe unde intru. A, nu-i bine. Nani! Hai să te trag și pe tine, vai de capul meu. Că mă terminați toți. Poți să-l bagă tomberon aici? Na, îl băgăm după tomberon. Ba, nu-l băgăm, doar îl punem. Mamă, mă mănânc în nasul. Sper să nu mi-o bătaie. Avem cădița afară. Am găsit crowbar-ul. Nice, hai să mergem înapoi sus acolo. Să intrăm prin efracție. Oricum nu e ca și cum n-am făcut asta de fiecare dată. Bun. Aia zic. La party în Germania. Cred că suntem în Berlin. Parcă așa era în misiunea asta. Ce mai avem aici? O baterie de mașină. Pentru ce? Habar nu am. Salut. Mă băga în seamă. Uite, Vericu e singurel. Cazia noastră nu mai e singurel. Ah, ce mă oftic. Oare pot să mă plimb cu bateria pe aici? Ah, lol, n-are nicio treabă nimeni. Bun, așa. Da, parcă vezi că se întoarce fix acum. Pot să stau și eu de vorbă cu voi aici? Uite, stau așa și fac niște genuflexiuni. Dar nu înțeleg ăla ce face. Ia, stai tu puțin, că am o idee. Salut. N-ai altă treabă tu? Da, am scăpat o baterie din mașină. Nimic important. Mai am încă 10 acasă. Ăștia mă caută. Dar ei nu știu că sunt peste tot. E să mergem de așa chill. Brother, ce cu hainele astea? Ce dansează duduiele? Dansez și eu aici cu voi? Opa! Mam, că rad aici. M-am văzut cu colțul ochiului. Dansez aici. Sper că nu se sperie duduiele de mine. Ok. Să se întoarce. Oare avem altă țintă între timp? Adică ăsta e primul țin mișin, e greu.
Aici nu-i nimeni. Băi, vedeți că e greu și s-ar putea să dureze mult episodul ăsta. Însă am să încerc să tai părțile care nu prea sunt importante. Mie că dacă împușc să cadă cubul ăsta peste el, mă vede lumea. Salut, domnițelor. M-a salutat, bă, domnița. Bun, hai să ne concentrăm la misiune. Nu te uita înapoi. Ieși afară. Bun. Ah! Nu i-am pus poison-ul. Bă, era o șansă bună, dar nu știam că o să iasă să bea. Dacă are o rutină anume și face asta încă o dată, ar fi perfect. Văd că mi se salvează jocul. N-am monedă? Ba, da, trebuie să am. Ups, ups, nu trebuia să scot asta, cred. Da, să vine spre noi, nu-i bine. Nu, știți ceva? Mă duc sus. Mă duc sus și o să-l elimin de sus dacă am cum. Stai, frate, mă duc prea sus acum. Ia pe aici, unde ajung? Da, nu cred că trebuie să ajungem aici. Bag-l în chiloți. Nu merge. Na, nu pot să rămân nici cu toporul, că mă văd ăștia și se sperie domnițele. Ia, iară se întoarce ăsta. Deci teoretic așa știu că voi veni, dar tot mă găsesc. Salut. Na, dacă o să pun poison nu o să mă vadă ăștia. Și nici nu am ce să arunc. Sau? Ia fiți atenți, n-ați văzut nimic. Wow, nu le pasă deloc. Na, vine nemernicul ăsta. Ia-te-l pe Vericu, că e singur? Să mi se pare. Voiam să-i pun o travă în băutură, dar văd că n-am nicio șansă. Na, nu-i singur. Nu, o să rămânem cu ideea asta să-i punem o travă și să sperăm că bem. Să sperăm că ăștia nu o să comenteze că facem asta. Aia zic, se mai întâmplă la petreceri, dar e ceva normal. Să fii fată cu minte. Bun, să vedem următoarele noastre ținte. Să ambelem partea asta. Eu nu înțeleg, ăla-i tolănit. Nu l-am omorât sau ce s-a întâmplat? Sau doarme? Da, uite că poate să și doarmă. Vom merge imediat la el să vedem. Între timp sperăm că bea la o travă. Pardon, sucul, băutura, răcoritoare. Deci să înțeleg că ăsta era agent ICA, însă noi nu l-am omorât. Doar l-am lovit puțin așa peste cocoașă. Da, asta a fost problema. Ia fiți atenți. Hop! Da, mă, uite, trebuia să-l eliminăm și pe ăsta. Și mai avem un agent, cred. Cred că sunt 5 agenți. El dormea de mult, nu știu când să zic. Ia să spunem că merge să bea. A, începe să se sperie lumea. Și ar și trebui, gen. Sunt un maestru al deghizării. Nu la tine, voiam la domniță. Salut. Ce faci? Bă, vine bărbatul după mine. A, s-a amândoi. Foarte sus tipul. Poți să te lovesc? Ups. Merita, vă zic eu că merita. Ok, cred că nu trebuia să fac asta. Am cum să mă dezbrac? Mai bine merg gol pe aici decât să mă împuște ăștia. Ah, nu ieșim afară. Iar aici nu avem voie. Băieți, cred că am încurcat-o puțin. Ia să văd. Putem intra aici? Da, nice. Nu știu ce e cu locul ăsta. Ok, deschidem și asta, avem crowbar-ul. What the?
Trebuia să ajung aici? Totuși îmi place petrecerea. Na, lasă-s jos. Party, yay! Ce faină-i. Salut. N-ai văzut cam la cheia. Dar vreau deghizare nouă, nu mai-mi place asta. Dar nu găsesc nimic. Bă, la noi ești afară să bea și el puțin. Dar nu îmi place așa. Știți ce facem? De fapt, nu, că oricum e deghizat ca mine. Unde e celălalt? Wow, ce fericită e lumea. Vezi că arată fain. Nice. Uite, dansăm aici. Așa dansez eu, băieți, în real life. N-aveți unde să știți, dar vă zic eu. Aia zic. Ah, mă vede nemernicul. Ok, ăla e sus acum pe mine. Băgăm sprint. Hai că nu mă prins tu aici. Ok, dacă mă ascund pe aici. Bă da, bă, uite că mă vede. Deci nu e chiar atât de prost. Dacă încerci să tragi pe aici unde e mulțime, ești idiot. Asta de 5 kiloți. Ia, la ce face? Păi, l-am otrăvit, numai că el avea și acum trebuie să-l omorâm. Să nu ne pierdem șansa, zic că îți e rău jumătate de oră. Zic că găsesc niște scări, fast. Da, bun. Hai cum funcționa treaba. Numai că l-am pupnit noi din greșeală pe ăla. Din greșeală mi-a alunecat puțin pumnul, că avea fața strâmbă și n-a se mai întâmplă de-astea. Ce am putea noi să aruncăm? Un fusel, fii atent, îl aruncăm. Dar mă văd nemernici. Păi, cum ajung la ăla? Pot oare pe afară? Zic că da. Acum e tot afară. Perfect, el era aici la WC-ul. Ce facem aici? Spălăm puțin pe față. Nu vă uitați. Ce wait a minute. Gata? Da, bă, erau 5. Deci am avut dreptate. Hai să luăm noi și căscuța asta. Avem și un lockpick. Arată diferit lockpick-ul ăsta. Bă, el e fricuță. Hai că ne-am făcut misiunea destul de bine, zic. Hai să ne îmbrăcăm înapoi ca șmecher de ăsta. Și pe unde putem ieși? Vreau să văd ieșirile. Avem una acolo. Și atât. Ce avem aici? Du-te, băi, că aveam aici crowbar. Idiot eu. Ce părere ați avut până acum de misiune? În jumătate de oră am terminat, dar probabil o să fie mai scurt gameplay-ul. Deci... mie mi-au plăcut, sincer. Dacă v-a plăcut, apăsați și pe acolo un butonaj de like. Ok, ăștia încă așteaptă afară. Nu cred că o să mai intrați. Eu am intrat, mi-am făcut treaba, m-am distrat. Așa se distrează Hitman. Bun. Acum să vedem ce cutscene mai urmează, să vedem cum evoluează povestea. E destul de încălcit acum. Din păcate, fără Diana pe fundal spunându-ne că am făcut o treabă bună. We're clear. You killed all of them? They got my message. Where are you? Diner. At the main road. On my way. On my way. Mergem acum la tipa asta care lucrează pentru noi, să vedem ce putem face. N-avem cutscene? Sau după asta avem 200 luțe. Ok. Next, skip all. Ba da, avem cutscene. Vedem ce ne prezintă acum. Asta era tipa cu care vorbeam noi.
kill nobody before. Primul kill. Nice. You really are all Gray said you'd be. 47. He didn't suffer, did he? He made it count. Ok, văd că viscolește acum. Uite-o pe Diana. Cum a ajuns ea aici, întrebarea. Mă stai un nemernic. Power is a tool, Miss Burnwood. It's the thing that gets you to the thing. As the next constant, you can be the agent of change. Transform the system from the inside or be transformed by it. No risk. Nu înțeleg ce a zis, dar ok. No, you won't. The real question is, what will you bring to the table? Da. Deci, cum v-am zis, se încălcește treaba. Următoarea misiune e în Asia. Nu știu dacă e în Japonia sau China. Nu mă întrebați. O să vedem după, dar știu că misiune e faină pentru că uitați-vă și vă și bine arată în imagine. În fine, haideți să dăm și noi aici exit-ul menu și să punem și noi capăt acestui episod. Mai avem 3 episoade, deci ăsta cred că a fost, da, al treilea. Mai avem 4, 5 și 6 și vom termina și noi seria de jocuri Hitman. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să apăsați acolo un butonaj de like. Nu uitați să vă abonați ca să nu ratați seria de Hitman 3, cea mai rămas din ea. Dacă ați pierdut ceva și nu înțelegeți povestea, nu uitați că aveți acolo în descrierea clipului link-ul cu tot playlist-ul, aveți și playlist pentru primul joc și pentru al doilea, cât și pentru al treilea, desigur. Și da, cam asta a fost. Rămâneți să ne vedem noi data viitoare. Pa, pa!